Fraților, planeta asta pe care stăm noi acum pe YouTube e destul de veche. Ca să înțelegem cam cât de veche, trebuie să facem un exercițiu de imaginație. Să zicem că pornești într-o plimbare și cu fiecare pas pe care îl faci, mergi 100 de ani în trecutul Pământului. Cum începi să ridici călcăiul, dispare internetul, apoi războaiele mondiale, rețelele de electricitate și cum pui piciorul jos, există Imperiul Otoman. Ăsta a fost primul pas. După 20 de pași, te plimbi cu Isus, mai faci câțiva și încep să dispară și celelalte religii antice, budismul, zoroastrismul, iudaismul și așa mai departe. Cum tot nu te oprești, dispare și scrisul, sistemul legal și, în mod tragic, berea. După vreo 70 de metri de mers, când ai ajuns la colțul blocului, a dispărut toată civilizația umană și ești acum printre mamuți. Lejereanu. Probabil nu mai ai mult de mers, mai dai un pic și găsești dinozaurii și până la apus sigur ajungi la începuturile pământului. Greșit! Ar trebui să mai mergi încă 32 de kilometri în fiecare zi, timp de 4 ani ca să ajungi la formarea planetei. Istoria Pământului e lungă de vreo 46.000 de kilometri de și noi am existat cam în ultimii 200 de metri, dacă e să fim generoși. Ce s-a întâmplat în restul timpului? În mare parte, mai e nimic. Din plimbarea ta de 4 ani, 3 ani jumate, i-ai fi petrecut pe o planetă tristă și goală pe care nu exista niciun fel de viață complexă, doar vânt, valuri și vulcani. Primele creaturi despre care ai putea spune generos că erau animale au apărut pe Pământ după 4 miliarde de ani în care cea mai avansată formă de viață era un fel de măzgă. Situația era așa de gravă încât geologii numesc perioada dintre acum 1,85 miliarde de ani și acum 850 de milioane de ani miliardul plictisitor. Când geologii numesc ceva plictisitor, e timpul să fugim. Pentru 90% din existența lui, pământul a fost un fel de tărâm apocaliptic și pustiu pe care se prelingeau microbi. Teoretic, ei erau viață. Practic, dacă i-ai fi întrebat, probabil ți-ar fi zis. asta e viață? Agitația mai serioasă pe planetă, momentul în care încep ființe din ocean să vâneze alte ființe, a început abia acum 540 de milioane de ani. De atunci și până acum, pământul a trecut prin cinci apocalipse în care majoritatea vieții de pe pământ a fost distrusă. Despre ele o să vorbim azi, cum s-au întâmplat, de ce, care a fost efectul și cum am ajuns noi până la urmă în această a șasea rundă de viață pe planetă, varianta cu internet. Dar înainte să ajungem la sfârșituri, să aruncăm un ochi scurt pe ce a declanșat această încurcătură numită viață. <laughs> În trei cuvinte, organismele unicelulare au apărut prima oară acum 4 miliarde de ani. Le-a luat apoi vreo 3 miliarde de ani de trudă ca să mai adauge o celulă și să ajungă să fie organisme multicelulare. Undeva pe parcurs s-a inventat fotosinteza, se lucra intens. După atâta muncă, acum vreun miliard de ani, organismele astea multicelulare au început să facă sex între ele și să se multiplice spre norocul nostru. Condițiile încet, 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 au devenit din ce în ce mai bune. Mai mult oxigen în jur s-a format și un strat de ozon care să protejeze împotriva radiațiilor foarte dure de la soare și deodată, acum 635 de milioane de ani, un burete în Oman s-au descoperit niște urme ale unor bureți care în urmă cu 635 de milioane de ani au început să îngroape carbonul din oceane și să mai oxigeneze apele. S-au apucat să filtreze Bureții apreau după o perioadă de câteva zeci de milioane de ani de ere glaciare, care, grupate, sunt numite Pământul Bulgare de Zăpadă. Științific vorbind, planeta s-a transformat într-un fel de Bulgare de Zăpadă cu totul. Situația a fost probabil salvată de niște vulcani supărați care au erupt și au mai încălzit atmosfera, au mai destins lucrurile, au spart gheața, cum ar veni. Ăsta a fost momentul care a pornit evoluția organismelor complexe. Motivul mai exact pentru care ăsta a fost momentul e disputat, dar se presupune că toată gheața aia topită a dat până la urmă un plus de oxigen folosit de ființele existente ca să devină mai cărnoase. Prima sută de milioane de ani după topirea bulgărului a fost extrem de dubioasă la capitolul viață. În ape s-au dezvoltat niște organisme undeva la limita dintre plante și animale, niște ființe care zăceau pe fundul oceanelor și se hrăneau cu mâzgă. Câteva zeci de milioane de ani de mâncat mâzgă mai târziu, subit s-a întâmplat Explozia cambriană, cel mai important eveniment din evoluția vieții pe pământ, un Big Bang biologic, momentul în care încep să apară genuri de animale cu care suntem oarecum familiari și azi. Din motive dezbătute și necunoscute, acum vreo 540 de milioane de ani, viața din ocean s-a diversificat și s-a dezvoltat intens. Au apărut adevărați prădători marini care se deplasau cu intenție și mâncau alte animale proaspăt dezvoltate și ele. Cel mai probabil, motivul schimbării de situație a fost creșterea nivelului de oxigen din ape, așa cum se întâmplă. În orice caz, în sfârșit exista activitate serioasă pe planetă. În același timp cu această mare explozie a vieții, se întâmpla și prima extinție în masă. După zeci de milioane de ani de subt la covorul de mâzgăte pe fundul oceanului, creaturile plante au fost distruse de noile forme de viață, mult mai active și potente. Un efect devastator a fost evoluția comportamentului de săpat în lucruri. Un exemplu concret e așa numitul vierme penis. Viermele penis a început să penetreze fundul oceanului și să strice ecosistemul covoraș de dinainte. După câteva sute de mii de ani de uitat perplex la animalele astea care le distrug covorașul, creaturile plante au dispărut pentru totdeauna și rămân cea mai dubioasă formă de viață care a existat vreodată pe planetă, niște ființe aproape extraterestre. Ciclul de invenție și distrugere avea să se repete în moduri extrem de dramatice de 5 ori până să ajungem noi să mergem pe două picioare. Au existat întregi eternități în care planeta a avut niște ecosisteme incredibil de dezvoltate. Dinozaurii au domnit pe pământ timp de 136 de milioane de ani. Nederanjați! Și ei reprezintă doar ultima extinție în masă. Au mai existat patru lumi pe planeta asta înainte de ei. Haideți să vedem cum arătau ele și ce anume le-a încheiat abrupt. După explozia cambriană, au urmat vreo 100 de milioane de ani în care natura a experimentat intens cu tot felul de specii animale. Unele au ieșit foarte bine, altele erau exagerat de experimentale și n-au mai beneficiat de sicoluri. În perioada asta au apărut și primii pești strămoșii noștri, deși în faza asta erau extrem de amărâți și abia dacă erau pești. Un succes mult mai răsunător au fost trilobiții, o familie de specii care au prosperat intens în ape timp de 300 de milioane de ani. Trilobiții au fost esențiali în procesul umanității de a descoperi toate lucrurile astea pentru că sunt cele mai răspândite și diverse fosile animale. Doar din fosile s-au descoperit 17.000 de specii de trilobiți care i-au ajutat pe paleontologi și pe geologi să-și dea seama cam cum mergeau lucrurile pe pământ în perioadele respective. Erau niște creaturi modeste, dar multe. Cel mai mare trilobit găsit vreodată avea 72 de centimetri, cam cât un pește mai serios de azi. Pe prietenii trilobiți îi vânau intens șefii oceanelor de la vremea respectivă, cefalopodele, clasa de animale care include azi caracatițe, sepi și alte ființe calamarice. În mod foarte interesant, caracatițele astea antice s-ar putea să fi fost și prima formă de ceva ce ai putea numi inteligență de pe planetă. E o formă de inteligență care a luat-o în o cu totul altă direcție față de tipul de creiere pe care l am dezvoltat noi până la urmă. Dar ceva, în mod cert, e acolo. Caracatițele azi au demonstrat că pot să folosească unelte, să fie pasiv-agresive cu oamenii de la acvarii și mai ales pot să prezică cine o să câștige Cupa Mondială. În Ordovician, cum se numește intervalul de timp despre care vorbim, ființele astea caracatice creșteau până la niște dimensiuni de-a dreptul supărătoare. Pe cea mai mare o chema Camero Ceras și avea peste 7 metri lungime, un fel de sepie autobuz. Alte ființe palpitante prezente în peisaj erau niște scorpioni marini mai mari decât oamenii. Deci treaba era destul de serioasă, chiar și acum 500 de milioane de ani. În Ordovician se presupune că nivelul apelor globale a fost cel mai ridicat din istorie. America de Nord, de exemplu, era toată inundată de o apă care îți ajungea până la genunchi. Majoritatea ființelor marine mai dezvoltate trăiau în apele astea superficiale care ofereau o combinație ideală de lumină și oxigen. Lucrurile mergeau în general super, până a venit apocalipsa. De ce a venit apocalipsa? La fel ca în cazul celorlalte extinții în masă care au urmat, a fost o aliniere de mai mulți factori, un fel de furtună perfectă. Vulcanii au jucat întotdeauna un rol esențial în definirea atmosferei de pe pământ. Perioada ordoviciană a fost una dintre cele mai explozive din istoria Pământului. Vulcanii erupeau atât de puternic încât puteai să-i auzi de pe cealaltă parte a planetei. Între timp, în spațiu, undeva între Marte și Jupiter, s-a spart un asteroid mare de 100 de kilometri, care a împrăștiat bucăți prin tot sistemul solar. Câteva milioane de ani, Pământul a fost bombardat de rămășițele asteroidului. Până și azi, majoritatea meteoriților care se îndreaptă spre Pământ vin din coliziunea asta. Mai exact, singurul caz înregistrat și confirmat de un om lovit de meteorit s-a întâmplat în Uganda, în 1992. Într-o zi, un băiat mergea liniștit pe stradă și deodată l-a pognit o piatră din cosmos aruncată acum 470 de milioane de ani. Ca să vezi cum e viața asta. Revenind de nordovician, bombardamentul de milioane de ani se pare că mai degrabă a contribuit la diversificarea vieții, n-a stricat nimic. Nici vulcanii n-au reușit singuri să distrugă viața de pe pământ. Cele mai serioase erupții s-au întâmplat cu vreo 10 milioane de ani înainte să dispară animalele. Trebuie ceva și mai grav ca să pui în cap biosfera. Ca să înțelegem lucrurile mai grave, trebuie să înțelegem un pic cum funcționează clima planetei, în termeni destul de general. Configurația în care există Pământul azi, cu doi poli cu minți de gheață la nord și la sud, nu e modul standard în care s-au prezentat lucrurile în cea mai mare parte a istoriei. Planeta noastră pare că are trei setări. Seră, bulgăre de zăpadă și varianta curentă, în care există gheață la polul Nord și polul Sud. 85% din istoria Pământului s-a petrecut în condiții de seră, adică la polul Sud erau condiții tropicale. În Jurassic, dinozaurii stăteau la soare în Antarctica și băgau cocktailuri. Modul în care a apărut și a dispărut gheața pe planetă se prea poate să fie strânsă legătură cu activitatea vieții pe pământ, moduri despre care o să tot discutăm pe parcursul clipului. Poate ați auzit informația dubioasă că noi trăim azi într-o epocă glaciară, ceea ce chiar facem. Condiția asta de gheață la pol e atipică pentru planetă în viața ei lungă continentele, înainte să arate așa cum le știm noi azi, s-au cuplat în tot felul de variante de-a lungul istoriei și continuă să se miște. În viitor, harta lumii poate să arate altfel. În Nordovician, lucrurile ar dau așa, de exemplu, și vreo 40 de milioane de ani, viața s-a distrat liniștită pe planetă, fără pic de gheață. Dar la un moment dat, la polul sud, unde se găsea la momentul respectiv Africa, au început să se acumuleze ghețari. A înghețat atât de multă apă, încât nivelul oceanului global a scăzut cu 100 de metri pentru animalele care trăiau în toate apele alea de până la genunchi, de 1 metru adâncime, asta a fost o condamnare subită la moarte. Apa s-a retras și animalele au rămas să se sufoce și să se prăjească sub soare. Lucrurile s-au întâmplat mult prea rapid ca să aibă o șansă de adaptare. Următoarea întrebare e: de ce s-a format atâta gheață deodată? Aici o să ne complicăm un pic, dar explicația asta e esențială și pentru celelalte patru apocalipse, așa că puneți-vă pălăriile de geologi. Știm că dacă pompezi dioxid de carbon în atmosferă, Pământul se încălzește. E problema pe care o avem azi. Problema calamarilor, în schimb, a fost că atunci când scoți dioxid de carbon din atmosferă, lucrurile încep să înghețe, temperatura scade. Cine a furat dioxidul de carbon? Până să apărem noi, în istoria Pământului, principalii furnizori de dioxid de carbon ai atmosferei erau vulcanii. Erupțiile despre care vorbeam în Ordovician erau atât de dramatice și scuipau atâta materie încât formau straturi de cenușă pe o suprafață de trei ori mai mare decât suprafața României. În istoria ei extrem de lungă, planeta a dezvoltat un sistem incredibil de interesant de a păstra nivelul dioxidului de carbon relativ stabil. Lucrurile foarte grave, cum ar fi transformarea într-un bulgare sau extincțiile în masă, s-au întâmplat când ciclul ăsta al dioxidului de carbon a fost perturbat brusc. Ciclul arată cam așa ploaia interacționează cu dioxidul de carbon din atmosferă într-un fel în care o face un pic mai acidă. Pe parcursul a milioane de ani de bombardamente de ploaie acidă, roca planetei se macină și combină carbonul din ploaie cu propriile elemente, gen calciu. Supa asta de calciu și carbon se scurge în râuri și, într-un final, în oceane, unde o așteaptă cu foame tot felul de bureți, corali și plancton. Plancton înseamnă doar totalitatea organismelor acvatice de dimensiuni microscopice. Vietăți minuscule. Creaturile astea asimilează carbonul și îl îngroapă la fundul oceanului, unde se transformă în calcar. Calcarul pe care îl știm și iubim e făcut din vietățile astea care au consumat carbon. Ăsta e procesul elegant prin care dioxidul de carbon din atmosferă e transformat în rocă de pe fundul oceanului. Planeta a dezvoltat un echilibru frumos în care activitatea vulcanică e acoperită de foamea bureților. Și mai spectaculos e că există și un sistem de redresare în caz că echilibrul e distrus. Uneori mai exagerează vulcanii și prin efectul de seră se încălzește excesiv atmosfera. Dar o climă și mai caldă presupune și mai multe furtuni cu ploi și mai acide care macină roca și mai rapid, ceea ce înseamnă că e îngropat și mai mult carbon la fundul oceanului. Când crește dioxidul de carbon din atmosferă, crește și abilitatea pământului de a-l îngropa. Când lucrurile se răcesc la loc, scade și intensitatea procesului de măcinare și revenim la echilibru. O adevărată poezie terestră. Poezia se numește ciclul carbon-silicat, sau cum îi spun prietenii, termostatul pământului, procesul prin care el își reglează temperatura. Dar poezia asta nu ne ajută cu nimic pe noi în situația curentă, că pământul are și la o vârstă și se mișcă greu. Îi ia câteva sute de mii de ani ca să-și regleze temperatura în felul ăsta. Mai exact, iar la 100 de mii de ani ca să compenseze pentru excesul de dioxid de carbon produs de niște anumite animale care seamănă cu mine. Procesul ăsta depinde mult și de cantitatea de rocă disponibilă pentru măcinare și din întâmplare, spre sfârșitul Ordovicianului, Tocmai se nășteau Munții Apalași din America, dintr-o combinație de vulcanism și izbituri tectonice. Poate Appalachian Mountains sună ceva mai familiar, căci în română nu am auzit niciodată de Munții Apalași. Timp de câteva milioane de ani, circuitul carbonului a accelerat destul de tare. Erupeau vulcanica nebunii, dar era și mult mai multă rocă peste nivelul apelor, care era măcinată și în consecință și mai multă viață în ocean care îngropa carbonul ăsta exista un echilibru, dar cam pe muche de cuțit. Petrecerea s-a terminat când vulcanii de pe planetă au luat o pauză la un moment dat, obosiseră. Pompa aia continuă de dioxid de carbon s-a oprit. Dar roca și animalele au continuat să consume dioxidul de carbon din atmosferă în ritmul la care se obișnuiseră. Furnizorul a dispărut, dar consumul a rămas la fel. Și așa a înghețat prima lume animală, Prima apocalipsă. La momentul respectiv, în mod convenabil, la Polul Sud era și un supercontinent pe care să se tot adune toată gheața respectivă. Viața de pe planetă a supraviețuit pe parcursul a nenumărate schimbări climatice, migrând nord-sud în încercarea de a-și găsi temperatura la care era obișnuită. În forma de azi a continentelor, există coaste de ocean neîntreruptă de la nord la sud. Dacă ai fi un pește și s-ar răci climatul prea tare, ai putea să mergi mai spre mijlocul planetei. Sau dacă se încălzește prea tare, poți să te duci spre poli. Asta fac animalele și azi din cauza activității noastre. Zooplanctonul, de exemplu, a migrat 1100 de km spre nord, că se făcuse prea cald. Dar în Ordovician, continentele erau insulare, separate de bucăți uriașe de ocean neprietenos. Rezultatul a fost că 85% din speciile marine și-au pierdut viața la intersecția tuturor acestor nenorociri. A durat 5 milioane de ani apoi ca Pământul să-și revină, dar când și-a revenit, peștii erau acum călare pe situație, în vârful lanțului trofic, învârteau biosfera pe degete. În povestea asta, noi ținem cu peștii, că peștii suntem noi. Studiul serios al extincțiilor în masă din istoria Pământului e ceva foarte recent. Între descoperirile lui Darwin și 1980, se credea că motivul pentru care există pauze mari de fosile animale în straturile de rocă e că e roca proastă, nu s-a păstrat cum trebuie. Ideea că viața de pe planetă și fi putut fi eradicată instant era considerată de prost gust. Mirosea prea tare a Vechiul Testament și potop. Asta într-un domeniu care s-a chinuit aproape două secole să scape de idei biblice, de resetat și inventat viața de pe pământ. În 1969, un geolog canadian a propus la o conferință că sfârșitul vieții din Devonian a fost cauzat de un meteorit. Lumea a râs. A mai durat 11 ani până să primească scuze. Omul avea dreptate că o lovitură de meteorit poate să aibă efecte apocaliptice, doar că greșise extinția în masă. Nu era asta, era alta. În 1980 s-a demonstrat că există o legătură clară între dispariția dinozaurilor și un meteorit de 10 km care a lovit Pământul. Descoperirea a revitalizat complet studiul extincțiilor în masă. Și totuși au trecut doar 40 de ani de atunci. Petrecerea abia a început. Ideile care există azi probabil o să fie îmbunătățite considerabil în timp. E destul de neclar ce s-a întâmplat mai exact în Devonian, pentru că s-a întâmplat și pe parcursul la vreo 20 de milioane de ani, cu două vârfuri dramatice, primul acum 375 de milioane de ani și apoi capacul final pus acum 360. Dar există câteva idei bune. După extinția din Ordovician, după ce pământul s-a scuturat de gheață, peștii s-au bucurat de vreo 60 de milioane de ani de ape calme, în perioada asta au dezvoltat în sfârșit o coloană vertebrală serioasă, atât la propriu cât și la figurat. Spre sfârșitul perioadei, peștele șef era un individ numit Duncleosteus, din familia placoderm. Placoderm vine de la faptul că avea plăci de armură pe el, mai ales pe cap. Avea un cap blindat. Peștele ăsta era prădătorul alfa maxim, creștea până la 8 metri lungime și 4 tone lățime. Mânca doar alți pești, nu se obosea cu legume, și mușcătura lui e considerată cea mai puternică mușcătură din istoria peștilor. Singurul lucru care îl mușca pe el erau doar alți frați duncleosteici puși pe canibalism. Deci lucrurile mergeau bine în ape, dar pe pământ între timp se întâmplau niște lucruri și mai palpitante. În perioada asta, apar timid primele plante pe coastele oceanului. Pentru prima dată în istoria Pământului, începe să existe o activitate mai serioasă și pe uscat. După milioane de ani de avansat încet, dar sigur, plantele care la început ajungeau până la gleznă, încep să capete teren și le vine ideea să crească vertical, în sus, ca să absorbă cât de mult soare pot. Și așa apar primii copaci adevărați, înalți de 10 metri, care încep să colonizeze Pământul. Odată cu primele păduri, apar și primele insecte care să le dea târcoale. Insectele astea suculente încep să-i tenteze pe peștii de la marginea apelor, care încearcă să se apropie de ele ca să le mănânce. Faptul că în ape existau atâția prădători teroriști care te vânau a contribuit de asemenea la interesul pentru viața pe uscat. La propriu, se crede că un motiv considerabil pentru care peștii au decis să încerce și alte variante e că erau disperați să evadeze din oceanul supraaglomerat și periculos. Primii pești care au încercat-o scatul au fost adevărați pionieri eroi. Era ca și cum oamenii ar testa cu degetul spațiul cosmic să vadă dacă reușesc să se adapteze. Majoritatea au murit de deshidratare, de presiunea neașteptată a gravitației, de radiații de la soare, sufocați de un aer mult prea subțirel. Dar au perseverat și până la sfârșitul Devonianului exista deja acest pește ambigu în tranziție, numit Hinerpeton avea brațe musculoase și abilitatea de a respira pe uscat. El e parte din familia anumită tetrapode, la fel ca tine. Tetrapodele sunt familia de animale cu două perechi de membre, cunoscută și sub numele de patrupede. În 1938, pe coasta Africii de Sud, s-a descoperit un pește crezut dispărut de 10 de milioane de ani. Pe numele lui Celacant, el e cam singurul supraviețuitor de pe vremea când peștii încercau să-și crească membre aripioarele lui sunt de fapt niște mâini și picioare în fază incipientă. S-a descoperit că celacanții de azi au în ADN-ul lor abilitatea de a dezvolta membre, dar n-au chef că viața în apă e acum ok. Între timp, în Devonian, a apărut un copac care creștea până la 30 de metri înălțime. El a dezvoltat primul sistem de rădăcini adânci din lume și a reușit să strice termostatul pământului. Toată această explozie a plantelor pe uscat a fost un pic prea mult pentru planetă. Consumau atât de mult dioxid de carbon încât nivelul a scăzut cu 90%. Noile sisteme de rădăcini funcționau și ele într-un mod similar cu ploaia acidă. Rădăcinile măcinau pietrele și scurgeau în oceane substanțe cum ar fi fosforul, hrană angro pentru alge și plancton, care s-au înmulțit la infinit. Procesul ăsta se numește eutrofizare. Problema cu el e că atunci când exploziile astea de alge și plancton mor, sub tot oxigenul din apă în procesul lor de descompunere. Fenomenul se întâmplă și azi, se întâmplă și în Marea Neagră, doar azi de obicei e declanșat de activitățile umane. Deci noi copaci, minunați cum erau, din păcate s-au mișcat prea repede, au subt prea mult dioxid de carbon din atmosferă, în timp ce activitatea lor elimina oxigenul din apă și sufoca peștii până la urmă copacii l-au ucis pe Duncleosteus. Degeaba putea el să muște așa bine. Termostatul s-a stricat și pământul a înghețat din nou. Mai încercăm o dată. Până în Permian, dacă ai fi văzut planeta Pământ din spațiu, nici n-ai fi recunoscut-o. Ai fi trecut pe lângă ea fără să zici măcar bună ziua. Abia acum vreo 300 de milioane de ani a început să arate mai ca acasă, cu verdeață peste tot, păduri serioase și animale mari printre ele. După apocalipsa din Devonian, planeta a început să se adapteze la noi rezidenți vegetali și încetul cu încetul s-au înțeles din ce în ce mai bine. Între Devonian și Permian au fost vreo 60 de milioane de ani în care lumea plantelor a dictat termenii vieții pe pământ. Astăzi, atmosfera noastră are 21% oxigen. Atunci, copacii au reușit să creeze o lume cu 35% oxigen, cel mai ridicat nivel din istoria planetei. Rezultatul a fost că viața a luat-o complet razna pe uscat și au crescut niște lucruri de dimensiuni monstruoase, cum ar fi acest miriapod din cele mai negre coșmaruri ale tale. Tot în perioada asta, patru pezii încep să depună ouă pe uscat și se separă complet de viața acvatică. După sfârșitul devonian, au urmat 100 de milioane de ani de evoluție, bunăstare și voioșie, până când a venit cea mai gravă apocalipsă dintre toate cele suportate de pământ. Lovitura a fost atât de severă încât a dat planeta înapoi cu 300 de milioane de ani. Viața în oceane a fost din nou redusă la stadiul de măzgă. 96% din toate speciile animale au fost distruse. Nici măcar insectele n-au supraviețuit. Copacii au dispărut și ei complet pentru 10 milioane de ani. Geologii spun că cele mai importante două evenimente din preistoria Pământului sunt Big Bangul vieții din Cambrian, de unde a început povestea, și această extinție din Permian, cunoscută sub numele de Marea Murire. A fost cu atât mai dramatic cu cât s-a întâmplat într-un interval de vreo 60.000 de ani, practic într-o clipită geologică. Animalele care trăiau pe uscat în Permian se dezvoltaseră atât de mult încât erau deja niște ființe serioase la casele lor. Aici apar pentru prima dată primii adevărați prădători carnivori terestri, care puteau să vâneze chiar și animale mai mari decât ei. În perioada asta, toate continentele de pe planetă au reușit să se lipească unul de celălalt, formând supercontinentul Pangea, de care poate ați mai auzit în această grădină edenică amfibiană, deodată, din motive necunoscute, a început să erupă nu un vulcan, ci un continent întreg. Când zici erupție, te gândești la un munte care scuipă frumos foc din vârf, dar la sfârșitul Permianului, practic toată Siberia s-a întors pe dos și a început să pompeze lavă. Suficientă lavă cât să îngroape toată America de Nord sub 800 de metri de piatră topită în unele locuri din Rusia, lava asta s-a acumulat în straturi de 4 km adâncime. Pământul, calm cum îl știm, nu era pregătit de cantitățile astronomice de gaze pompate în atmosferă de erupțiile astea. Unirea tuturor continentelor într-unul singur a însemnat și că exista acum mai mult interior continental decât a fost vreodată și deci mult mai puțină rocă lângă apă așa că termostatul natural al pământului, scăderea dioxidului de carbon prin măcinarea rocilor care să se scurgă în ocean, funcționa la un nivel foarte scăzut. Toată lava aia nou scuipată pe pământ, dincolo de gazele pe care le pompa din oficiu, a mai reușit să declanșeze și alte reacții cataclismice. Pe măsură ce avansa, a reușit să dea peste cea mai mare rezervă de cărbune de pe pământ aflată în bazinul Tunguska. Acest cărbune însemna de fapt copacii de mai devreme, fosilizați în pământ, Lava a reușit să găsească și petrol și gaz pe care să-l detoneze. Efectul a fost cam ce facem noi azi. De fapt, noi pompăm azi dioxid de carbon în atmosferă într-un ritm mai intens decât în scenariul ăsta de mama tuturor apocalipselor. Diferența e că facem asta de doar vreo 100 și ceva de ani, pe când lava de la sfârșitul Permianului a tot gătit la combustibilii fosili de pe Pământ zeci de mii de ani. Dacă am arde toți combustibilii fosili disponibili azi pe planetă, am pompat 5.000 de gigatone de carbon în atmosferă. La sfârșitul Permianului au fost produse între 10.000 de gigatone, adică de două ori mai mult decât am putea noi să ardem vreodată, și 48.000, ceva ce nici nu înțelegem cum ar putea să arate. În mijlocul planetei, în zona ecuatorială, temperaturile au ajuns la 60 de grade Celsius pe uscat, iar apa din ocean la 40 de grade. S-a făcut ciorbă călduță. Lava din erupțiile siberiene a mai reușit o performanță de-a dreptul cosmică. La un moment dat a dat peste niște depozite de sare groase de 2 km, tot în bazinul Tunguska. Chimicalele rezultate din întâlnirea asta au produs un cocktail atât de dement încât a distrus stratul de ozon, iar viața de pe planetă a început să fie bombardată de niște radiații solare la care în niciun caz nu se aștepta. E foarte greu să omori toată vegetația de pe pământ, dar nu și dacă o bombardezi cu radiații cosmice. Oamenii erau și ei cât pe ce să repete realizarea asta acum câteva zeci de ani, când și-au dat seama că unele chimicale industriale pe care le folosesc distrug stratul de ozon. S-au luat măsuri cu succes prin semnarea protocolului de la Montreal din 1989. Dacă nu s-ar fi luat, în ritmul în care se pompau chimicale de sfârșit de permian în atmosferă, până în 2060 ar fi dispărut stratul de ozon, căci asta ne mai lipsea. În cazul ăsta, lucrurile s-au rezolvat rapid pentru că existau alte chimicale mai puțin devastatoare pe care industriile puteau să le folosească cu ușurință. Nu se baza economia mondială pe procesele astea, așa cum e cazul combustibililor fosili. Revenind, pentru că era atât scandal cosmic în atmosferă, a fost otrăvit și oceanul, așa cum se întâmplă, a devenit mult mai acid și a omorât toate vietățile care își vedeau cu minți de treabă. Între o încălzire globală cu adevărat apocaliptică, radiații cosmice și un ocean acid lipsit de oxigen, majoritatea vieții a încetat. Și totuși, chiar și în condițiile astea, nu de tot. Îi va lua vreo 10 milioane de ani Pământului să-și revină, dar până la urmă, ecosistemele încep să se construiască la loc. Un supraviețuitor complet nesperat al acestui sfârșit de lume a fost un ierbivor, un fel de combinație între câine și porc, care era obișnuit să se îngroape în pământ și să stea mult timp acolo. Îl cheamă Listrosaurus și e neclar cum a reușit să supraviețuiască mai exact. Se poate și să fi fost capabil de un fel de hibernare. În orice caz, Listrosaurus s-a trezit ca a moștenit întreg pământul și s-a răspândit pe toată planeta. La un moment dat, 95% din vertebratele de pe uscat erau Listrosaurus singurul moment din istoria Pământului în care o specie a dominat atât de serios tot peisajul. După 20 de milioane de ani de ariditate post-apocaliptică, din motive necunoscute, deodată clima s-a schimbat și a început să plouă și să plouă și nu s-a mai oprit din plouat. Planeta a început să se revigoreze și așa a pornit epoca reptilelor, pe măsură ce pământul începea să se învârzească din nou. În perioada asta apar dinozaurii, dar nu sub forma pe care o știm din Jurassic. Erau niște creaturi destul de plăpânde, mici și rare. Apar și primele mamifere adevărate. Dar adevărații stăpânei pământului, în Triasic, erau strămoșii crocodililor, care s-au diversificat în nenumărate specii. Unii erau crocodili, așa cum îi știm noi azi, se trau pe burtă, pe pământ, dar alții fugeau în două picioare cu două mânuțe inutile și fără dinți, cum ar fi individul din poză. Alții păreau că ar fi putut să o dea parte în parte cu creaturile din Jurassic. Recent s-a descoperit un individ numit provizoriu Măcelarul din Carolina, un crocodil de 3 metri care alerga pe două picioare și teroriza concetățenii. Crocodilii, deși arată la față, nu sunt dinozauri, din niște motive destul de tehnice. Deși au un strămoș comun, crocodilii și dinozaurii au evoluat în direcții separate. Acest paradis crocodilic a luat sfârșit când supercontinentul Pangea a început să se spargă în continentele pe care le cunoaștem astăzi. În procesul ăsta, un număr de crocodili au fost răniți. Lucrurile s-au întâmplat după un tipar care ne e deja familiar. Sfârșitul Triasicului mai e de fapt numit și Marea Murire Junior. Iar s-a întors o bucată uriașă de continent pe dos și a început să scui pe lavă vreo 600.000 de ani, așa cum se întâmplă. În procesul ăsta s-a născut și Oceanul Atlantic, pe măsură ce continentele și-au luat la revedere unul de la celălalt și s-au dus pe drumurile lor. De data asta, viața a supraviețuit ceva mai bine și au murit doar vreo 70% din speciile animale. Cele care au suferit cel mai tare erau ființele cele mai mari, crocodilii șefi. Dinozaurii, mici și abili, au reușit să se ascundă și să moștenească ei pământul de data asta, așa cum s-a întâmplat cu fratele Listrosaurus. Nu mai intru în detalii aici, pentru că lucrurile s-au întâmplat standard. Vulcanism la scară planetară, atmosferă plină de dioxid de carbon, pământul superseră, oceanul acidificat, plante triste, viață grea. Și așa ajungem la vedeta lumii preistorice, Marele Jurassic. După scandalul din Triasic, Pământul și-a revenit destul de repede după standardele planetare. Cam doar un milion de ani atmosfera a fost incredibil de groaznică, dar apoi viața și-a revenit. Cum vârful lanțului trofic a fost eliminat, dinozaurii au preluat ștafeta și a venit rândul lor să domine lumea. A urmat cea mai lungă și calmă perioadă de viață din istoria planetei, 136 de milioane de ani de dinozauri mâncând liniștiți frunze din copac și copanel de mamifer dacă n-ar fi căzut nimic din cer, există toate șansele ca lumea asta să fi continuat așa la infinit, cu dinozauri, tirani regi și mamifere care fug de ei. Și totuși, în mod spectaculos, asteroidul singur probabil n-ar fi fost de ajuns ca să distrugă ecosistemele astea dezvoltate pe parcursul la 136 de milioane de ani. Lucrurile sunt un pic mai complicate și un pic mai palpitante. Înainte de 1980, motivul pentru care au dispărut dinozaurii era învăluit complet în mister, dar exista o sumedenie de teorii care încercau să explice situația. După cum urmează: boli, probleme nutritive, s-au bătut până au murit, dezechilibre hormonale, senilitate rasială, creiere prea mici, deci au murit de proști și într-un final psihoză suicidară. Existau oameni care propuneau că dinozaurii s-au sinucis. E greu de zis dacă erau mai mult sau mai puțin rezonabil decât cei care ziceau că dinozaurii au murit de sida venită din spațiu. Distracția s-a terminat când în 1980 s-a demonstrat clar că a fost un asteroid. Demonstrația se baza pe faptul că un metal rar din praful cosmic, iridiu, sare în roca Pământului la valori de 100 de ori mai mari exact în momentul în care dispar dinozaurii. Nu toată lumea a fost convinsă, pentru că dacă a existat un impact atât de devastator, atunci unde e craterul? A urmat 11 ani de vânătoare de crater pe întreg globul, deși dacă ar fi existat ceva ca internetul, probabil că s-ar fi găsit în mai puțin de un an pentru că în 1950 geofizicieni angajați la compania petrolieră mexicană de stat au descoperit o structură circulară gigantică sub peninsula Yucatan, care nu era vizibilă cu ochiul liber. Ei săpau după petrol și atunci când o sonda a început să scoată lavă antică, au zis că probabil toată structura asta e vreun soi de vulcan gigantic îngropat. Și au mers mai departe, că nu găsești petrol în vulcani. La sfârșitul anilor 70, alți geofizicieni mexicani de la aceeași companie au mai evaluat un pic situația și și-au dat seama că nu pare deloc a fi, totuși, un vulcan îngropat. În 1981, în timp ce paleontologii se adunau la o conferință în statul Utah ca să se întrebe mai intens unde e craterul, geofizicienii mexicani își prezentau descoperirile în Texas la o conferință a industriei petroliere. Ei ziceau că structura descoperită e un crater și probabil vine de la asteroidul care a omorât dinozaurii. Cumva, informația asta n-a ajuns la paleontologi pentru încă 10 ani, deși un jurnalist prezent la conferință a publicat și un articol în ziarul Houston Chronicle despre asta. Titlul articolului era, cât se poate declar, un sit din Mexic ar putea fi legat de dispariția dinozaurilor. Modul în care au aflat paleontologii până la urmă este că același reporter, Carlos Byers, 10 ani mai târziu, în 1991, s-a dus să facă un reportaj la o conferință de geologi. În timp ce geologii bombăneau pe scenă că nu reușesc să găsească craterul, Carlos s-a ridicat la propriu în picioare și a zis, știu eu unde e. Toată lumea, în mod evident, s-a uitat la el de parcă e nebun dar apoi le-a arătat articolul scris cu 10 ani în urmă și așa au aflat oamenii de știință unde a lovit asteroidul care a ucis dinozaurii. Ce au descoperit după ce au studiat craterul? O piatră de 10-14 km, adică mult mai mare decât muntele Everest, a lovit pământul la o viteză de 20 de ori mai mare decât a unui glonț. Asteroidul era atât de mare încât în timp ce lovea pământul, o parte din el încă mai era la altitudinea la care zboară avioanele. Asteroidul era atât de masiv încât atmosfera Pământului n-a reușit să-l fragmenteze deloc, a lovit planeta intact. În descinderea lui, aproape instantanee, a comprimat aerul de sub el atât de puternic încât a devenit de câteva ori mai incins decât suprafața Soarelui. Presiunea asta a început să formeze craterul înainte să aterizeze piatra spațială. Pământul s-a dat la o parte preventiv, de frică. Când a lovit, a făcut o gaură de 100 de km lățime și peste 32 de km adâncime, suficient de adâncă cât să penetreze mantaua pământului și să ajungă la roca aia încinsă de sub scoarță. În următoarele secunde inimaginabile, pământul din jur s-a comportat ca suprafața unui lac în care arunci o piatră, doar că valurile create au format practic munți instantaneu. Gaura asta în pământ a rămas încinsă pentru următoarele 2 milioane de ani. De curând au fost declasificate imaginile cu cea mai puternică bombă nucleară detonată vreodată pe pământ, numită Bomba Țarului. S-a întâmplat în 1961 și ea avea o putere echivalentă a 50 de megatone de TNT. Impactul asteroidului a avut o putere de 50 de milioane de bombe țar. Din crater au fost ejectate cantități incredibile de rocă în orbită. Roca asta a început să se comporte ca niște rachete intercontinentale, a început să se învârtă în jurul Pământului și l-a acoperit complet în mai puțin de o oră. Apoi a început să cadă înapoi pe Pământ sub forma de meteoriți care se încingeau pe măsură ce reintrau în atmosferă. Efectul acestei furtuni globale de meteoriți a fost că planeta a devenit un adevărat cuptor și timp de 20 de minute viața s-a prăjit la temperaturi de 200 de grade. A fost la propriu o incinerare globală. După incinerarea asta, temperaturile au luat-o în direcția opusă și s-a răcit extrem pe măsură ce s-a instaurat un fel de iarnă nucleară asteroidală. Creaturile care au supraviețuit au fost cele care știau să se îngroape într-un fel sau altul. Chiar și așa, unii oameni de știință nu sunt convinși că doar asta ar fi putut să pună un capăt atât de sever erei dinozaurilor spre norocul lor reptilian, în timp ce asteroidul se îndrepta supărat pe Pământ, undeva în zona Indiei, se întâmpla un fenomen de tipul continent întors pe dos și scuipat lavă. El era destul de grav în sine, dar planeta a văzut lucruri mult mai rele, așa că extincțiile s-au întâmplat doar la nivel local. Vulcanismul ăsta continental părea aproape ca obosit și era pe cale să se stingă, când deodată din spațiu a căzut Muntele Everest. Geologii au fost răcuiți mult timp de coincidența dintre asteroid și acest vulcanism subit din India, dar nu știau exact care e legătura. Recent însă s-a demonstrat că este posibil totuși ca un vulcan să fie activat de un cutremur, dacă cutremurul este suficient de puternic. În cazul asteroidului se estimează că impactul a declanșat un cutremur de 11-12 pe scara Richter, ceva imposibil de fapt pentru că planeta nu poate să producă asemenea cutremure în mod natural. Cu tremurul ar fi fost suficient să redeclanșeze nu numai vulcanismul indian, dar majoritatea vulcanilor de pe pământ, asta fiind cirașa de pe coliva dinozaurilor. 70% din roca vulcanică din zona indiană despre care vorbim are niște caracteristici extrem de dubioase, ca și cum ar fi fost cuipată cu violență direct din mantaua pământului, ceva neobișnuit. Cum în același timp se întâmpla ceva în egală măsură neobișnuit, respectiv ne lovea un munte din spațiu, șansele să fie o coincidență sunt destul de non-existente. Și așa au murit frații dinozauri. E spectaculos să te gândești că t cel mai mare prădător terestru care a existat vreodată, la 13 metri lungime și 7 tone, chiar a fost ultimul dinozaur. Își vedea de treaba lui prădătoare și deodată a lovit asteroidul și a dispărut. Reputația lui chiar e bine meritată, a fost vârful cel mai letal din istoria vieții de pe Pământ. Ghinionul lui, norocul nostru, pentru că, din nou, dacă Pământul nu era afectat de cea mai mare coliziune a unui asteroid cu o planetă din sistemul solar din ultimii 500 de milioane de ani, probabil ar fi domnit liniștit în continuare. Dar, așa, imediat după ce a dispărut, în câteva zeci de mii de ani, a apărut o diversitate uriașă de mamifere care au luat Pământul în primire. După epoca incredibil de lungă a dinozaurilor, lanțul trofic de pe planetă a fost resetat și animalele au evoluat în toate direcțiile posibile. Natura s-a pus iar pe experimentat. Undeva prin America de Sud s-a inventat cel mai mare șarpe care a existat vreodată pe Pământ, Titanoboa, cu o lungime de vreo 14 metri și o greutate de o tonă. Apoi au apărut niște păsări gigantice de dimensiunea cailor care au început să-și terorizeze vecinii. Păsările încercau să-și răzbune strămoșii dinozauri, care, cei drept, n-au dispărut fără nicio urmă. Azi există de fapt de două ori mai multe specii de păsări decât de mamifere. Deci e tot un fel de lumea dinozaurilor, doar că nu mai sunt pe podiumul vieții, s-au refugiat pe unde au putut. 30 de milioane de ani după dispariția T-Rex-ului, pământul a rămas extrem de cald în niște condiții de seră generală și cocktailuri în Antarctica. Dar apoi, planeta s-a răcorit și a început să apare din nou gheață pe planetă, ceea ce a diversificat familiile de animale și mai tare. Apoi, în urmă cu doar 3 milioane de ani, practic săptămâna trecută, America de Nord a dat mâna cu America de Sud și s-a unit, ceea ce a redirecționat circulația globală a oceanului și a înghețat și polul nord. De atunci, Polul Nord a rămas înghețat, ceva ce se prea poate să se schimbe în următoarele zeci de ani cu ajutorul nostru. Dar al minter, de 2,6 milioane de ani, planeta e într-o eră glaciară destul de stabilă. În perioada asta au existat vreo 50 de cicluri în care gheața a avansat pe planetă, apoi s-a retras, apoi a înghețat și tot așa. Prin toate valurile astea, viața a supraviețuit cu succes fără niciun incident dramatic, până când, de foarte curând, practic ieri, jumătate din mamiferele mari de pe pământ au dispărut. Extinția asta, cea mai dramatică lovitură primită de vertebratele mari de pe oscat de la dispariția dinozaurilor încoace, s-a întâmplat într-un mod foarte ciudat. N-a afectat deloc viața marină și nici vegetația, doar mamiferele mari și simpatice de oscat au fost vizate. După câteva milioane de ani de relativă stabilitate, chiar și în condițiile unei clime care tot varia violent, un val bizar de extinții a luat cu asalt întreaga planetă, urmărind în mod curios migrațiile eroice ale unei specii de primate nou evoluate din Africa, Homo sapiens. Undeva între acum 40 și 50 de mii de ani, Australia și-a pierdut leii marsupiali și cangurii gigant, care erau mult mai mari și mai lenți decât cei de azi și a pierdut cel mai mare marsupial care exista vreodată, un erbivor numit diprotodon, de dimensiunea unui rinocer, apoi păsările de 2 metri care nu puteau să zboare, un piton gigant, două specii de crocodil terestru și, pe scurt, a pierdut orice fel de animal terestru care cântărea mai mult de 100 de kilograme. Incidentul nu a fost cauzat de climă sau asteroizi, ci de venirea primilor oameni în Australia. Când au ajuns în Europa și în Asia, același lucru s-a întâmplat elefanți, mamuți, rinoceri, căprioare uriașe, urși de peșteră, lei de peșteră și așa mai departe. Cea mai lovită a fost poate America de Nord, unde oamenii au ajuns în urmă cu 12.000 de ani. America de Nord era la momentul respectiv un adevărat paradis de animale mari, mult mai divers decât fauna pe care o vedem azi în savanele africane. Cămilele au evoluat și au apărut în America de Nord și aproape au dispărut complet. Caii au evoluat și ei tot în America de Nord pe parcursul a milioane de ani, doar ca să dispară subit acum 10.000 de ani am putea lista o infinitate de animale dispărute în perioada asta. Oamenii nu au trăit niciodată în armonie cu natura. Apariția și evoluția noastră s-a întâmplat întotdeauna în detrimentul naturii. Ar fi complet ridicol să acuzăm omul preistoric de irresponsabilitate ecologică. Oamenii trăiau și ei de pe zi pe alta. Vedeai animalul, mâncai animalul. Dar în același timp ar trebui eliminată și noțiunea asta romantică vis-a-vis -vis de o epocă precolonială în care oamenii trăiau cu înțelepciune și pace printre animale. Indigenii din America de Nord, de exemplu, au fost printre cei mai performanți la a elimina specii întregi. E totuși curios cât de mult succes au avut oamenii la omorâri animale mult mai mari decât ei. Dar din perspectiva unui mamut, tu ești un fel de nevăstuică cheală. Doar că nevăstuica asta scoate deodată un pistol și te împușcă. Animalele mari nu aveau niciun motiv să creadă că mamiferele astea mici și ridicole, fără colți, fără gheare, ar putea să te omoare. Oamenii au învățat să vâneze și să sulițeze animale uriașe mult mai repede decât au putut ele să-și evolueze frica de om și să învețe că ar trebui să fugă. Asta e și poate avantajul cel mai mare pe care îl are specia Homo sapiens în fața altor animale. Nu depindem de modificări genetice ca să ne adaptăm comportamentul la lumea înconjurătoare. Primii oameni au început să-și transmită informații din generație în generație prin comportament, limbaj și, în ultima fază, scris. Restul regnului animal își transmite informația din generație în generație doar prin ADN și poate să dureze mii de ani până să scrie acolo Vezi om, fugi! Mic, dar viclean. Abilitatea asta de a transmite informații din ce în ce mai complexe, din generație în generație, ne-a adus până la urmă în poziția asta ciudată, în care ardem viață preistorică îngropată în pământ, într-un ritm mai alert decât cele mai grave evenimente vulcanice din istoria incredibil de lungă a planetei. Istoria vieții de pe planeta asta înseamnă natura care inventează moduri din ce în ce mai noi și mai eficiente de a utiliza energia de la soare. Prima invenție de genul ăsta a fost fotosinteza. A doua invenție a fost mâncarea plantelor care fac fotosinteză și în frunzele lor transformă energia solară în zaharuri. Apoi poți să mănânci șoarecele care mănâncă energia aia solară din frunze. Dar la bază a fost întotdeauna vorba despre a capta energia din fotonii unei stele din spațiu care explodează într-una la 150 de milioane de kilometri departare de noi arderea carbonului din plante și animale preistorice sub forma de cărbune și petrol ca să alimenteze societăți performante e doar ultima invenție din șirul ăsta biologic de utilizarea energiei. Dar aceeași abilitate care ne-a adus până în punctul ăsta ar trebui să fie folosită acum și ca să evităm dezastrele naturale care rezultă din invențiile noastre. În Devonian, când au apărut entuziasmi primii copaci uriași, n-au putut să-și zică unul altuia Bă băieți, Luați-o mai ușor că dacă o ținem tot așa, îngheață planeta și murim cu toții. Noi, în schimb, putem să purtăm discuția asta. Și în cel mai negru scenariu, noi nu o să murim cu toții, dar există potențialul să transformăm viața de pe planetă într-un adevărat calvar. Scenariile preconizate de climatologi nu sunt niște lucruri teoretice, inventate de niște indivizi care stau la calculatoare. Experimentul cu creșterea dioxidului de carbon a mai fost rulat de nenumărate ori în istoria Pământului. Ce ne învață trecutul e că planeta se poate adapta la tot felul de condiții, dar ce declanșează apocalipse sunt schimbări foarte bruște din ecuația climei, când totul se dă peste cap. Activitatea umană, raportată la timpul după care operează planeta, e definiția lui brusc. Mai brusc de atât, nu se poate. Acestea fiind zise, noi nu suntem acum în mijlocul unei extinții în masă comparabilă cu cele cinci despre care am vorbit. Oamenii de știință serioși sunt destul de supărați de faptul că ideea că am fi acum în a șasea mare extinție e atât de populară. Un motiv e faptul că odată ce ești într-un eveniment de extinție în masă, nu ai cum să-l oprești. Odată declanșat, el își urmează cursul, pe când ideea e tocmai că noi încă mai avem timp să schimbăm lucruri. Un studiu paleontologic din 2011 susține că ar trebui să o ținem tot așa încă câteva sute de ani ca să ajungem la dimensiunile apocaliptice preistorice. Dar dimensiunile alea chiar nu sunt ceva cu care să vrem să ne comparăm. Dar chiar și așa, studiul avertizează că istoria planetei arată că ecosistemele reacționează exponențial. Lucrurile pot să pară că merg vag decent până se atinge un punct critic și totul o ia razna. Motivul pentru care există atât de multe emoții vis-a-vis -vis de viitorul apropiat e că nu se știe exact unde e punctul la critic, e peste 20 de ani sau peste 50. Discuția asta nu o să dispară din spațiul public în următorii 10 ani, ci probabil va deveni din ce în ce mai intensă, așa cum ar trebui. Dacă sunteți copii sau dacă vreți să aveți copii, deciziile luate în următorii 20 de ani o să afecteze destul de tare cum o să arate viața pe planeta asta în viitorul apropiat cum ne privește pe absolut toți, ar trebui să depunem un minim efort să contribuim în ce feluri putem la a nu o apocalipsă în capul generației următoare. Eu, sincer, sunt groaznic la lucrurile astea și cred că am dat deja o daună considerabilă planetei, dar încerc să mă obișnuiesc cu o viață în care să elimin riscul de a omorâ accidental un delfin de pe partea cealaltă a pământului. În scopul ăsta, următorul clip va fi despre cum am putea evita cu succes încălzirea globală într-un fel în care să ne crească tuturor calitatea vieții. Cam asta a fost cu sfârșiturile lumii. Informațiile au fost luate din cartea The Ends of the World, scrisă de Peter Brannan în 2017. Omul e un jurnalist pe domeniul științei care a adunat informații de la vârfurile paleontologiei și geologiei și le-a asamblat în cartea asta, pe care o recomand sincer dacă vreți să aflați mai multe detalii. Acestea fiind zise, toate lucrurile despre care am vorbit sunt în continuă cercetare. Foarte puține sunt bătute în cuie definitiv. Informațiile prezentate în clip sunt cel mai aproape lucru de un consens general care există astăzi printre oamenii de știință. În timp, probabil vom afla mai multe. Mulțumim fraților de pe Patreon. Până data viitoare! Să se audă Fet peste tot pe internet!